Salutare și bine m-am regăsit pe canal. Revenim cu un nou video din voliera porumbeilor. Am finalizat curățenia și în partea asta la voiajori, la doiți. Era cazul și am zis să vi prezint și pe ei. Ce mai avem aici? Avem pui la voiajori, pui lor practic, la fiecare pereche. Doar că au toți vărsat. Asta e. Și aici avem pui pe care i-au mai crescut ei. Foarte buni, foarte calitativi. Pui care sunt șanse foarte, foarte mari să rămână toți. Năprlesc în prostie. Asta acum mă uit pe la cap așa. Pare a avea puncte albe. Ea vine dintr-o femelă grizzly. Asta e o femelă care dacă nu o să aibă probleme nimic, va rămâne în volieră. A fost bună de mică. Uitați. Și ăla e fratele ei. Foarte, foarte frumoși. De aici am dat, după cum vă spuneam în videoul anterior, am dat perechea de voltați normali, de aveam acolo. Au plecat. Am dat un mascul indian de la aruncasem aici. L-am separat, ia te la mascul. Am râs ăla. Și am mai adăugat aici masculii pe care i-am separat de acolo. Da. Se prezintă bine. Astăzi le-am dat exolt pentru a-i deparazita de păduchi și deparazitare internă în cazul în care e nevoie. Au păduchi de pană. Asta am observat. Au păduchi de pană, am găsit pe ei și datorită exoltului scăpăm de ei fără probleme. Le-am dat acum o tură, iar săptămâna viitoare vom face rapelul. Așa. La mine a funcționat foarte bine, am văzut și la alte persoane care l-au recomandat și este chiar bun. Nu mă așteptam, e singura soluție pe care am folosit-o și am scăpat foarte rapid de păduchii de pană, care pentru mine reprezenta o problemă deoarece găurea pana și strica aspectul păsării. Devenea mai urât estetic și nu era ok. Da. Punem pe pauză și revenim din cealaltă volieră. Bun. Am revenit din volieră acum. Le-am cumpărat iar grit. Vitamine cu grit, cu mai multe chestii. Cam așa arată. Doar că nu l-am mai găsit la găleată. Asta e găleata veche. Și acum l-am găsit la sac. Dar eu având găleata veche, m-a ajutat, am pus aici. A fost și o idee mai ieftină. Nu mult, dar a fost puțin mai ieftină. Comparativ pe kilogram, că a avut cantitate mai mică săculețul decât găleata în sine. O găleată de asta are 10 kg. Sacul ăsta a avut 8. Da, 8 kg. Și am dat 65 de lei pe sac. E bun și îl iau pentru că mă ajută. Pe ei, de fapt, îi ajută pe ei. Pe mine, na. Așa, aici ce să vă spun? Mulți. Avem mulți. Da. La fel, după cum spuneam, am folosit Exolt. Așa. Are 4 ml. Un flacon. Am folosit 2. Iar tura viitoare folosim ceilalți 2 ml și încheiem tratamentul. Aici n-am mai făcut curățenie, că are foarte puțin de când le-am făcut curat. Ca și noutăți,
Așa. Aici o să avem un pui de almond, de indian, căpăcit pe almond, să zic așa, sau crem. Apoi, la galbenul, că nu v-am mai prezentat de ceva timp. Haide, fetiță, haide, fetiță. Avem un pui ash yellow, cred. Așa. Aici, la ăștia, avem un singur pui, că celălalt a murit. Nu au hrănit bine nici pe boxă. Da, asta e. Aici, la perechea asta, avem un pui alb și un pui alb cu coadă neagră. Și are și câteva pete pe el. Așa. Aici, la galbena bătrână, avem un... Stai, mă. Stai, mă. Un fel de ghimper, gen un castaniu cu gușă galbenă, dar nu-i destul de galben. Vom vedea cum îl împerechem la anul pentru a transmite galbeni, să dea solzat cu gușă galbenă. Aici, la ăsta, avem un kite și un andaluz. Un grizzly andalus, am mai avut și anul trecut un pui așa. Încă nu i-a trecut buba aia de la gât. Aici, la bobata, are un pui grizzly. Nu e puiul ei, dar îl cresc ei. Aici am avut un pui de... Am avut ouă la indieni și au fost limpezi. Aici ăsta trebuie să scoată. Aici ăsta are puiul la galben. Are mult vărsat pe el, pe cap, dar o să vindece, nu fac griji. O să fie bine. Aici, ăștia au un pui. Ah, ăla e pui. Seamănă leit cu tasul. Așa. Și după. Noutate. Perechea adusă nouă. Masculul roșu și femela albă. Două bune. Perechi, masculul negru și femela albă, tot aduși noi, două bune. Femela grizzly și masculul albastru, două bune. Ăștia au limpezi, la ăștia o să ajungă un pui. Ăsta are ou ciocănit. Guta mea bătrână cu almondul, de are puiul ăsta super frumos, almondul ăsta. Mai are un ou acolo. E bun. Numai bine, când crește puiul, când scoate puiul, îl dau pe ăsta jos. Și cam asta e treaba aici. Mai avem... Ia să vedem. La ăștia, totuși, a fost un ou bun. A rămas bun. De atunci, de când i-am scos eu de pe boxe. Și ia să vedem. Deci, nu știu cum să vă zic, dar îi vedeți, da? Ăsta e scos ieri. Ăsta are 6 zile. A fost la altă pereche, i-a dat cât să trăiască. Și am pus și eu aici, l-am pus de fapt aici, la perechea asta, pentru a-l crește. Sper să trăiască și să crească normal. Chiar dacă el are un handicap acum, ținând cont că nu a crescut deloc în 6 zile. Adică, da. Așa, după cum am spus, le-am dat Exalt, iar ca asta a fost de dimineață. Țipuiul, tata. Sunt cu minții, ei n-am treabă cu ei. După ce au băut toată apa, le-am pus și o altă apă și le-am dat vitamine. Le-am dat toleamin forte, care îi ajută mult în perioada asta, mai ales că au pui vărsat. Am și câțiva maturi și solzatul ăsta bătrân are vărsat și grizzly-ul ăla de sus are vărsat.
bătrân și îi ajută să treacă mai ușor peste treaba asta. Au și năpârlirea acum foarte rapidă, la fel îi ajută la penaj și nu le strică să aibă. Le-am pus și vitamine de-astea de la găleată să aibă și o să rămână mama pe pătură aici ca să le dea când rămân fără. Uitați, am câțiva puișori, super, super. Mozaicul este bine, i-a trecut vărsatul de la coadă. Acum o să-l așteptăm să năpârlească și să facă coada cum trebuie. El are coada urâtă acum din cauza vărsatului care a ieșit exact în coadă. Frate-su aici, castaniu ăsta, e frumușel. Mai avem un frate cu ei, dar este înăuntru, cred. Da, nu-l zăresc aici. E treaba bunicică. Avem ceva puișori, avem pui de dat, pui ăștia de indieni sunt de dat, ăsta, femeia asta gută frumoasă, are o coadă mare, da, uitați, și încălzătură bună. Albul ăla cu capac e dat deja, ăla pleacă la cumnatul și puiul ăla de la hrănitoare, Almond. La fel și ăla pleacă. Mai am un pui de indian alb, ăla e de dat. Ăla de acolo, se și vede. Așa. Și mai era un kite. Kite-ul ăsta frumos. Are o culoare super. Și coadă bunicică. Și e și masiv. Și pare femeluță. Nu știu, sigur trebuie să mă uit atent, dar pare femeluță. Asta e pasăre de lucrat cu Almond. Uitați, are și încălzătură bună. Bine, acum și năpârlit, dar oricum tot e mare. Și avem și la linie 9, destui. Avem albi, avem grizzly, avem căpăcitul ăsta pe kite, care e foarte interesant. Cu coadă neagră, la fel. Ce năpârlește și asta acum. La fel de dat. Grizzly de dat, puișor. Căpăcit de dat. Ce mai avem? Avem albi de dat. Cozi bune. Cozi mari. Grizzly maturi. Avem de redus. Și din perechile bătrâne vom mai scoate, că nu mai avem cum să-i ținem pe toți. Masculul ăsta grizzly cu cea mai mare coadă. La fel o să plece și el. Și trestiul ăsta o să plece și s-a dat pui super. Dar nu putem să-i ținem pe toți. Păstrăm un pui și îl dăm pe el. Lucrăm. Femeluța asta frumoasă, tare. E un bujor, un trestiu. Care vine din femelă grizzly. Care va transmite și la rândul ei grizzly. E de dat. Femela asta bătrână de indian. Bine, bătrână, matură. Care anul ăsta mi-a dat cea mai frumoasă femelă Almond. Asta de aici. Și cea mai blândă. Uitați-o. O femelă ce rămâne pentru anul următor. Superbă. Va pleca și ea. Păstrăm un pui. Almondul ăla pleacă la cumnatul. Nu putem să-i păstrăm pe toți. Deja sunt mulți. Am depășit 100. Mai avem Almondul ăsta căpăcit. Super frumos. Cu coadă mare, bună. La fel va pleca. Puiul ăsta va pleca, asta e o femeluță albă cu chenar
colorat pe coadă. Avem destui. Grizzly ăsta de aici o să plece. Nu va masculi albi. Ăsta e unul din albi. La fel, am doi masculi albi maturi. Va pleca unul. Dacă vor fi doritori, vor pleca chiar amândoi. Pentru că am pui lor. Și chiar am pui din ei. Anul ăsta au scos mulți. Mulți. Și pentru cei care sunt interesați de albi, au transmis doar alb cu diverse femele. Că am încercat așa. Ăsta a dat 3 serii de albi. Pe ăsta a dat acum un alb cu coadă neagră. Și nu a transmis el, a dat femela. În rest, numai albi. Ia că nu-l mai văd cu eu. Aici. Așa. Femela asta, Grizzly, de anul trecut, cu masculul ăla, vor pleca și ei. Vom da pentru că avem. Chiar avem de unde. Și sunt mulți. Păi am trecut de 100. Și nu avem ce face. Nu putem ține atâția. Ia uitați, femelă de indian. Superbă. De-abia aștept la anul să văd ce va scoate și să văd cu ce o împerechez. Pentru a transmite bine. Contează și acest lucru foarte mult. Că degeaba, dacă nu-i bagi un mascul care să o ajute, nu poate să dea singură. Uitați aici, mascul. Cu coadă frumoasă, mare. E el cam dezordonat așa pe corp. Nu prea se prezintă bine ca și calitate, dar coada e imensă. Ăla se va transforma. Acel mascul se va transforma la năprilire. El o să dea bine după ce năprilește. El o să se rotunjească și o să se lățească și atunci va arăta altfel, complet diferit. Uitați, bătrânul. A dat bine și anul ăsta. Am avut până acum 5 pui. O femelă am dat-o, o albastră. Cred că a fost din el. Nu știu sigur. Așa. Pui ăla alb de acolo. Mai e ăla alb de aici din jos cu capac roșu. Tot din el. Pui ăsta kite. Vi l-am arătat și pui ăsta care e în cuib acum. Guta asta e frumoasă tare și cu coadă bună. Au frate de cuib almond și l-am dat. Ea e bună de lucrat cu almond, fiind tatăl almond la ea, băgată cu un almond, va transmite almonzi. Almonzi pigmentați ca acesta. Da, haideți că s-a întrerupt. Bun, cam atât pentru astăzi. Ăsta este video. După cum am spus, păsările se prezintă bine. Se pot observa. Uitați încălțătura aici pe acest pui alb. Foarte bun. Încălțătură bună. E promițător. Dar este de dat, pentru că avem mulți. Da, cam atât pentru astăzi. Dacă aveți întrebări, nelămuriri, neclarități, un dubiu, ceva, lăsați în comentarii. Eu vă voi răspunde cum voi vedea mesajul și cât de repede voi putea. Am văzut multe persoane care m-au întrebat de ce am cozile tunse la porumbei. Și am răspuns la fiecare. Cozile tunse sunt datorită faptului că nu se pot călca ușor cu ele întregi, iar rezultă o infertile, o limpezi. Așa se tund
păsările pe timpul primăverii, nu le smulgem pentru că le facem rău și apoi cresc iar, la o lună deja le cresc iar penele și practic iar trebuie smulse, îi tundem, îi toaletăm și astfel avem tot anul păsările tunse. Într-adevăr nu se văd la fel de frumos, dar avem pui. Iar acest lucru compensează. În toamnă, cum am început năpârlile deja din vară, până în toamnă vor fi toți năpârliți, îi ajutăm și cu vitamine, iar după ne bucurăm de aspectul lor. Momentan doar așa merg lucrurile, nu putem face altceva. Și eu personal deja m-am învățat cu ei tunși, nu mă deranjează, înainte mi se păreau ciudați. Acum m-am acomodat cu ei și cu ideea în sine. Îi tund în continuare și îi aștept mereu ca să scoată pui. Că satisfacția mare este atunci când vezi prima dată ouăle bune, că ouăle sunt fertile. Apoi după aia culegi pui, faci selecția în ei, că nu ies toți buni. Da. Până data viitoare, vă doresc numai bine, pa, pa!